auzind toate aceste lucruri pe care le-a pregătit Dumnezeu în bunătatea Lui pentru mine, se pune întrebarea simplă: ce trebuie să fac eu? Cred că sunt trei lucruri foarte importante pe care trebuie să le fac. 1. În primul rând, să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Să recunosc că Dumnezeu este mai mare ca mine, mai inteligent ca mine, mai bun ca mine și că tot ceea ce El a pregătit pentru mine este cel mai bun lucru. Să-L cred pe El pe cuvânt. Al doilea lucru este să-mi dau valoarea pe care mi-o dă El și să-mi prețuiesc sufletul și trupul la valoarea pe care Dumnezeu a pus-o deja peste viața mea. Cel de-al treilea lucru este capacitatea de a alege ce este bun, ce este sănătos și corect pentru mine, pentru că eu trebuie să știu un lucru. Am libertatea să aleg ceea ce eu vreau, pentru că responsabilitatea este a mea. Nimeni nu răspunde pentru mine, nimeni nu mă poate împinge spre Dumnezeu și nimeni nu mă poate împiedica să mă duc spre Dumnezeu dacă eu vreau. Alegerea este a mea și este definitorie. Egal că Dumnezeu a pregătit toate lucrurile, dacă alegerea mea nu este înspre El, eu nu pot beneficia de lucrurile pe care El mi le-a dat. Și nefăcând lucrul acesta, nu am nicio șansă.